În cadrul ședinței extraordinare care a avut loc astăzi la primăria Făgăraș s-a propus spre aprobare un proiect social. Este vorba despre un proiect care are ca scop înființarea unui centru social multifuncțional unde să găsească sprijin și consiliere 20 de copii și 15 vârstnici din municipiu. Această inițiativă are la bază fonduri elvețiene. Astfel s-a format un parteneriat între municipiul Făgăraș prin Serviciu Public de Asistență Socială, Asociația pentru Participare Cetățenească și o fundație din Alba Iulia. Este un proiect care a fost propus spre aprobare Consiliului Local, întrucât proiectul este destinat ONG-urilor care necesită și parteneriate pentru un grant mare de 250.000 de franci elvețieni, fonduri nerambursabile, la care trebuia să fie pusă și o contribuție de minim 10%. Primăria Făgăraș este partener în acest proiect, solicitantul fiind Asociația pentru Participare Cetățenească, iar partenerul regional este din Alba Iulia, Fundația ProgPers. Prin acest proiect, primăria și asociația își propune să înființeze un centru multifuncțional de care vor beneficia în mod direct 15 persoane vârstnice și 20 de copii, care vor fi selectați de către primărie prin serviciul de asistență socială. Fondurile alocate primăriei Făgăraș în valoare de 140.000 de franci elvețieni sunt destinate în principal echipei de implementare și reabilitării construcției puse la dispoziție în acest proiect, unde va funcționa centru. Solicitantul este Asociația pentru Participare Cetățenească și are angajamentul de a dota centrul multifuncțional cu mobilier, materiale didactice și alte lucruri necesare pentru desfășurarea activității. De asemenea, tot asociația este responsabilă cu identificarea unor surse de venit după ce trec cele 20 de luni care proiectul primește finanțare elvețiană. Asociația va gestiona toate dotările, consumabilele și funcționarea centrului și va înființa o structură de economie socială care va funcționa în același loc, în scopul de a reuși și a asigura finanțarea viitoare a proiectului, dacă nu vor fi găsite alte surse de finanțare după ce acest proiect se va termina, proiectul fiind doar pentru 20 de luni de zile finanțat. Desigur, în cadrul ședinței care a avut loc, acest proiect a fost propus doar spre aprobare, însă dacă lucrurile vor decurge așa cum își doresc părțile implicate, abia în luna decembrie se va semna contractul final. Așadar, chiar dacă nu o să intervină impedimente tehnice sau financiare, mai devreme de anul 2016 nu o să înceapă lucrările la amenajarea clădirii, care vor fi ajutate cele 35 de persoane defavorizate. În condițiile în care va fi aprobat spre finanțare, în primul rând, proiectul, semnarea contractului este prevăzută în luna decembrie. Finanțatorul, parteneriatul român-elvețian, prin care finanțatorul elvețian asigură finanțarea doar în luna decembrie, preconizează semnarea contractelor, după evaluarea tuturor dosarelor, vizite în teren și a tuturor verificărilor tehnice și financiare care dânșii le fac. Va funcționa, dacă va fi aprobat, repetăm, și sperăm să fie în spatele unității militare din Tudor. Este o clădire a primăriei Făgăraș care este deocamdată are nevoie de reparații și îmbunătățiri, este lăsată neîngrijită, neîntreținută, va trebui modernizată și reabilitată în totalitate. Și în acel spațiu va funcționa acest proiect timp de 20 de luni de zile. Totodată, dacă va fi realizat, în centrul respectiv se vor înființa 6 locuri de muncă, respectiv coordonator centru, asistent social, asistent medical, psiholog, care va avea și atribuții de logoped, agent de întreținere și curățenie și expert juridic. Acestea sunt domeniile necesare pentru o bună desfășurare a centrului social multifuncțional.